Da, a apărut proiectul Marii Moschei, ce ar urma să fie construită în București. Proiectul a fost postat și imediat o să vedeți și dumneavoastră fotografii pe un site din Turcia. Moscheea ar urma să aibă o capacitate de 1500 de locuri, va avea și un complex, iar construcția ar urma să înceapă chiar anul acesta. Iată fotografiile. Îl avem la telefon pe domnul Dan Tudorache, primarul sectorului 1. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră! Deci, când mai exact începe construcția? Păi, ca să ajungă la o construcție, trebuie să urmați câțiva pași. Deci, primăria sectorului nu a dat un certificat de urbanism cam acum un an de zile, înainte să ajung eu primar, prin care se cerea să se facă un PUZ, plan urbanist vizional. Acest PUZ se face de către primăria capitalei. După ce se face acest PUZ și după ce va fi aprobat în Consiliul General, după aceea se va emite autorizația de construcție. Deci sunt mai mulți pași pentru Păi și e posibil să înceapă construcția anul acesta sau nu? Păi. Cât durează toată procedura asta? Ați vorbit cu cei de la Primăria Generală? Păi. Poftim? Cât durează procedura? Ați vorbit cu doamna Firea de la Primăria Generală? Nu, n-am vorbit. N-am discutat. După ce va trece de Consiliul General acest PUZ, pe urmă se... Dar era vorba la un moment dat... Autorizație de mediu, nu-i așa, domnul Tudorache? Poftim? Și autorizație de mediu trebuie, nu? Nu, trebuie pusă și după aceea autorizația de construcție. Care implică alte subautorizații. Că autorizația da, cu siguranță. E un dosar complex, sigur. Da, e un dosar, dar la un moment dat, fără acest pus, deci nu se poate ajunge la autorizație. Și asta e important, că trebuie autorizația. Asta trebuie, oricum. Dar ce am dat este foarte important, pentru că dacă nu are acele autorizări... Dar cine spune că nu... Roșia Montană, țineți minte? De ce nu s-a făcut? Prin autorizația de mediu, da, pe rând, vă rog. Ai, te-ai apucat de o treabă, bănuiesc ca o bani, sunt în stare să o termine înaintea catedralei. Problema e să nu facă construcția înaintea autorizării, asta e problema de fond. Că nu vor respecta legile. Păi eu sunt convins că nu are cum. Dar știți ce voiam să întreb eu? Am văzut acum că doamna Firea, de exemplu, a zis că să întrebăm populația să facem referendum cu Catedral Plață, dacă să demolăm turnul ăla sau nu. Există o variantă și să se consulte populația, dar indiferent cum, de după ce se consultă populația, dacă se va lua această decizie, trebuie să existe un PUZ. Dacă nu există PUZ, autorizația de construcție... Nu, dar există această propunere sau... N-am vorbit încă cu doamna Firea. Subiectul ăsta n-a mai fost pus în discuție publică până acum. Domnul Tudorache, Florian Bichir sunt. Da, bună seara. Pot să vă citesc un mesaj ca să lămurim telespectatorii? Da, mi-a dat mesaj muftiu, adică cum ar veni patriarhul turcilor, tata lor, religios, da? Și spune așa, oficial instituția noastră nu știe de aceste imagini, noi muftiatul, dacă vom avea fonduri, vom construi ceva similar moscheii legale Carol I. Deci nu știu de unde e grafica asta și de bani. Și dacă îmi permiteți, o să spun eu care e problema, că de ani de zile nu mă ocup de asta. Problema sunt cele ale fondurilor. Minoritatea turcă a fost o minoritate loială statului român. Sunt peste 7 soldați care au murit la Mărești, Mărășești, Uituz. Deci turci care au murit pentru noi. Deși eram oficial inamici cu Turcia. Cetățenii musulmani au fost loiali statului român. Merită o moschee, nu sunt împotriva moscheei. Problema s-a pus din partea statului român când s-a încercat o sponsorizare a statului turc. Dacă implica statul turc în sponsorizarea acestei moschei, avem o problemă. Asta se face pe bază de reciprocitate. Eu îți dau ție voie să faci aici moschee. 1500 din ce ne-a spus doamna Ciurin, nu mi se pare chiar foarte mult. 1500 de locuri, dar terenul e de 11.000 de metri pătrați. Bun, voi face centru cultural, acum nu e problemă. În același timp, statul turc trebuie să permită și nouă să facem o biserică la Constantinopol, la Istanbul. Lucru care nu ni se permite de zeci de ani de zile. Avem una grecească închiriat. Dacă tu faci pe reciprocitate. Asta e marea mea problemă. În rest, dreptul musulmanilor de a-și construi, știu că aveau o problemă cu cimitiri, nu aveau cimitiri musulmani. Mi se pare drept cum avem sinagogă, poporul român nu că e tolerant, e îngăduitor, nu avem absolut nicio problemă cu această ridicare de moschee. Dar dacă se face cu fondurile statului turc, atunci trebuie reciprocitate. Pentru că nu
Nu merge, încă o dată vă spun. Ei au dreptul să construiască aici, noi nu avem dreptul la biserică în... și slavă Domnului. Sunt atâția cetățeni români care trebuie în Istanbul. Trebuie să aibă și unde să se roage, unde. Nu mă deranjează. Asta trebuia negociat înainte, domnule Bichir. Trebuie negociată de către guvern. Și ce s-a negociat? Și s-a negociat și nu s-a pus în aplicare. S-a negociat prost de către domnul Victor Ponta, vă spun negru pe alb, care a acceptat așa ceva. Uriu nu pot accepta ca cetățean român decât reciprocitate. La fel cum eu, ca ortodox, construiesc biserici ortodoxe peste tot în Europa, catolicii chiar ne ajută, chiar ne lasă, e vorba și de reciprocitate. Eu nu pot să neg dreptul unui cetățean român de origine musulmană să se roage. Dar vă spun, sunt trei moschei, dacă nu știați, doamna Ciurlin, în București. Nu e o astfel de mare necesitate. A fost planul magnific al lui Erdogan, care are neotomanismul ăsta. Plătesc că vă facem ce moschei vreți. Ponta. Și Ponta n-a zis el ca deșteptul. Băi, nene, dar vrei și noi o biserică la Istanbul? Era că statul turc nu permite. Când o să permite statul turbisei ortodoxe la Istanbul să ne construim? Da, până la urmă moscheia asta o să mai mare ca... Deci, 1500 de negocierile erau pe vremea când Erdogan și Merkel erau foarte buni prieteni. Traian Băsescu... Astăzi se dure discuție mutarea Traian mea de la Iginic. A cerut, de-aia nu s-a făcut, că planul e mai vechi, Traian Băsescu a cerut reciprocitate, pentru că a fost om de stat. Premierul Victor Ponta a aprobat asta. Eu nu aprobam atâta timp cât nu. Și ce spune statul turc? Recunoaște minoritatea greacă în sensul religios, fanarul, știi? Dar n-ai voie să ridici alăcași de cult. Da, dar... Domnule primar, dăm voie și mie, dăm teren în Istanbul să ridici o... Deci în afară de teren, de cei 11.000 de metri pătrați pe Bulevardul Expoziție 22-30 din capitală, altă participație mai are statul român? Nu. Deci fondurile sunt de la statul turc. Dar ce ne-au dat turcii în clar? Și dacă și o facă, cum a spus muftiu, care e un băiat deștept, îl cunosc, sunt prieten cu el, comunitatea îl strânge banii și și-o ridică pe banii. Dacă se implică statul turc, atunci, scuză-mă, mă implic și eu. Dar sunt mai mulți la Constanța. Doamnă, sunt circa 70.000 de ce înseamnă musulmani autentici, să le spunem locul de aici, de noștri turci, tătari. Și au mai venit încă vreo 70 de ăștia, cu și-au urmări alții... Da, îi mulțumesc, domnului primar. Dacă cam 140 sunt. Mulțumesc foarte mult, cam 140, dar există o lege foarte clară a cultelor. Nu, noi doi ne apucăm mâine, da. Iar dacă e, cum am văzut, sau ce ne-a citit știrea, e implicat statul turc prin minister, iau ministerul cultelor, afacerilor religioase, atunci avem o problemă. Eu nu aș aviza până când nu primesc teren în Istanbul. Nu o să se facă. Facem pariu aici? Nu o să se facă moscheia? Ba da. Cum să nu se facă, doamne? O să se facă altfel? Altfel, statul român. Și vorbesc aici de oameni de stat, cum a fost Traian Băsescu. Și mai, cred că mai există conștiință în țara asta. Avize. Nu ca domnul Gabriel Erdogan. Erdogan a zis că împunzește toată Europa cu moschei. Băi, eu vreau reciprocitate. Domne, uite că a găsit domnul Bichir un lucru pozitiv. Eu aseară la un șpris cu un vecin. N-am găsit ceva ieșit din comun. Făcut de domnul Traian Băsescu. Pe cuvântul ăsta îl apreciez din capăt. A, bine, da. Eu am. Știu că nu mai e la putere și acum puteți să-l înjurați. Dacă mi-aduc aminte câteva emisiuni în care spuneați că e extraordinar de deștept, nu? Niciodată. Eu sunt martor. Bine, înseamnă că ați fost consecvent. Nu, dar vă spun, e un lucru pozitiv. Deci n-a făcut nimic, domnul Băsescu. Nu, mă refer la asta. Dar n-a făcut nimic, bun, 10 ani. Mai spuneți-mi noastră altele. Vă spun, dar n-aveți timp să le ascultați. Uite, spuneți după emisiune. Nu vă spun. Nu vorbe, dar eu întreb pe păsiștea să dea și nu spun. Asta e o poveste. Altfel, doamna, dar trebuie să întreba ce au făcut, cine au adus turci. Păi ne-au adus ciubuc, peșteș. Haide. Ne-au adus baclavale. La istorie vă duceți după pasă. Vă spun 1848, când turcii intră aici în București, nu cum scrie exact în manualele astea tâmpite comisteride, și intră în București pentru că altfel intrau rușii. Și vă spun eu că Bălcescu mare cu pașaport diplomatic turcesc. Vă spun eu câte lucruri am mai făcut. Haideți că la istorie... Vorbim despre Turcia lui Erdogan. A, exact. Și ca stat, trebuie reciprocitate. Eu am răspuns de Turcia vreo un an de zile și am făcut naveta la Istanbul. Bine că n-am spus turcoi, că mă gândeam că și pe vremea aia Erdogan era primarul Istanbulului. Deci, nu, inclusiv doamna Merkel... Ați văzut ce s-a întâmplat când a fost referendum pentru schimbarea? Da. Deci să omori intelectualitatea. Deci aprobarea moscheii nu va veni în condițiile în care statul Erdogan român... nu-și bagă mințile în cap. Nu, până nu ne... Nu mă interesează că Erdogan e ales de puci să se trebuie cu el pe cap. Nu mai are sprijinul european. Nu-mi dă.
aceiași metri pătrați în Istanbul să ridică o biserică. Și nu o să-i dea nicio datoră, avem noi, domnule Bichir. Statul român vorbesc, doamnă, nu eu, eu Bichir și dumneavoastră, doamna Ciurici. Deci este comunitatea... Noi ce să facem? Ei au făcut înțelegere, au semnat, la revedere. Nu, nu, nu. Înțelegerea nu mai e valabilă. Dacă are o clauză ilicită, să fie anulată. Ce spunea domnul Bichir are și logică și bun simț. Înțelegeți? Ponta, pentru că l-a luat Erdogan în brațe, n-a nimic cu Victor Ponta. Da, bă, nu lași statul român așa, mă, ca să te pui bine cu Erdogan și ți-a dat la două ghiuluri. Nu merge, nu. Nu, dar era, Erdogan era pe val când a semnat Ponta, că era da, prietenul lui Madame nu, Merkel. Că Ponta, de orice putem acuza, dar nu că e un prost. N-a semnat. Da, i-a spus lui Erdogan, gata, în regulă. Da, și ăla a murit de fericire, așa nu s-a la București o catedrală. Știți ce s-a întâmplat? În feria noastră, da. Tot același treabă Băsescu. De ce nu ia? I-a atras atenția lui Ponta, băi, ai făcut o prostie? Da, și-i spus, dar cred că nu aveți cablu acasă. Nu, o, o spune nu, public atâta cablu, timp. Dar nu mă uit la tot. A, păi atunci am cer scuze, o să vă trimit eu un link. I-a spus de 10 ori. Am discuție așa spre altceva. I-a spus atât de ori. Deci nu se, eu nu cred că se va face până îmi mănânc eu pensie. Dar vedeți ce zice muftiul, băi, noi n-avem bani. De unde apar pozele astea? Că ei nici nu știu de proiect. Deci e cineva, și cred din că e statul turc, din Turcia, nu sunt niște șurii cei care reprezintă, îi și cunosc de fapt, Ministerul Afacerilor Cultelor Religioase și care nu mai ascultă nici de muftiat și ei fac desene de astea și le dau la televizor, că plecăm. Și prestează statul român să închide școala turcă. Inclusiv muftiatul calcă în picioare autoritățile de la Istanbul, da, a domnului Erdogan. Suntem pe final de emisiune. Bravo. Înainte aș vrea să...